Bună ziua, suntem în lumea albinelor cu Robert și am trecut un pic la vecinul la țară să mă uit la albinele lui și desigur am filmat astăzi căpșunii, cum plantez căpșunii în ladă și ia uitați ce căpșuni frumoși are și atunci o să scot câteva și vin cu o sticlă de vin mai încolo. Da, deci foarte mă și filmează, super, deci uitați cum a pornit, uitați cum zboară albinuțele. Și atunci, haideți să vedem ce este în ea. Haideți să vedem, am deschis aici stupul, dar o să trec eu la filmare. Fiecare așa sunt apicultorii, fiecare umblă la stupul lui. Niciodată nu umblăm la stupii altora, că nu ne place. Deci haideți să vedem atunci ce are în stup. Forfotă mare la vecini și am fugit să văd ce este în stupul ăsta. Mă mai uit un pic și la pomișor să văd cum îi arată, dar îs la țară și am zis să îl vizitez. Ia uitați ce frumos zboară. Care cum? O gagicuță îmi este pe mână cu polen. Ia uitați-o. Vedeți? S-a pus frumos pe degetul meu. No, haideți să vedem atunci. Deci, haideți să vedem atunci. Dăm și un zoom out și vom da un zoom in. Deci, o pus dânsul un pic de sirop mai slab. Ce procent? Un kil la un kil de apă sau mai... Maxim. Ceai. Deci, ceai. Cu ceai. Excelent. Stai un pic. Hai să... Nu stau eu bine și îți filmez doar mâna. Da. Aici să vedem un puiet. Să vedem cum stăm cu puietul. Da. Pe toată lumea asta ne interesează. Oricum, la noi, stai un pic, una, două, trei, patru, cinci, șase rame, bine văd. Poate chiar șapte. Dar da, șase așa strâmturat. Ai, ce de miere. Frumos, frumos, frumos. Ia uitați, rezervă de mâncare, un pic zgâriat, pus după diafragmă și cea mai bună stimulare. Sunt un pic mai supărate, trebuia să-mi aduc afumătoarea mea. Nu, nicio problemă. Dar e vremea, deci astăzi am mai vizitat pe cineva și acolo era un pic supărate. Cred că vremea e de vină. Rame frumoase, albinuță, polen, ia uitați ce de polen au adus deja, au curățat. Ridică-mă un pic spre mine să văd în lumină. Uite, uite, ia acolo este plin de larvar, uitați. Vedeți larvele de 3 zile? Da. Deci are și o palmă. Asta care era? Pe exterior. Da, exterior. Super. Deci era rama de după miere și are deja, și următoarea am văzut că e plin cu puiet, ea arată-ne, căpăcit chiar. No, am ce să zicem, ia uitați, până jos, numai un pic în lumină dacă... Se vede, nu se vede, las că e ok. Acum se vede. Da. Și partea cealaltă. No. E frumos. Hai să mai vedem și altă. Tot am desfăcut. Da. Până unde merge? Deci două. Asta era... Stai așa un pic. Trei. Deja a ieșit o generație de albinuțe aici. Ia uitați, deci este larvar până jos, deci eu văd până jos, îi plin. Și matca, da. Deci încercăm să găsim și matca, dacă tot am Da, găsit. Deci foarte frumos. Stimulare ce i-ai dat? Deocamdată nimic. Deci ați văzut, nu trebuie să-l bibălim ca alții, să-i pupăm în fund zilnic, să-l desfacem zilnic, să-i dăm sirop cu lingurița și avem... Câte am numărat? 3, așa? Ăsta e deja cu polen. Ăsta e cu polen. Da. Deci înseamnă că au avut cuibul
pe partea asta altă. Dar trei rame de... La rezervă de mâncare este. Da. Populație cât de cât. Ar putea să mai strângi una, da, și... Nu? Asta, da, din, da, exterior, da, cu miere, să o pui după diafragmă. Și atunci, eu zic că e chiar ok. Albina se adună mai bine. Acum, a, stați că acum multă... ce să zic, 20-30% e afară la... Da, deci nu asta e... Uite, miere. Da. Uitați cum se lucește. Au adus un pic și polenul, da, deci polenul nou, ia uitați ce frumos e. Deci o minune să ne uităm, polenul galben, nou, e și curățat, deci aici dacă ne uităm la celule, este curățat și pregătit pentru polen, ia uitați ce frumos, deci e polenul îndesat acum, foarte, foarte frumos. Matca n-am văzut-o, așa-i? Nu, dar nu e important, am văzut că este priet. Da, vezi și aici ai... polenul acum, da, polenul la fel și ia uitați, un pic siropul ce i-ai dat deja. Da, i-ai dat sirop astăzi și ia uitați, sau ieri. Astăzi da. Și ia uitați deja ce au cărat acolo. Am să strâmbturăm cuibul oricum. Da, deci strâmbturăm cuibul care, uite și aici strălucește nou. Eu zic ăsta să îl iei. Așa, uite, ramă din 18, frumos, nouă, a ieșit o generație de... Hai să și zgâriem. Hai mega pilonă tu. Deci, numai un pic zgâriem rama cu miere și o punem după diafragmă. Deci chiar un pic să nu picure jos, numai un pic așa o zgâlțuim și pus după diafragmă. Și Doamne ajută. Deci uitați ce frumos stau. Săptămâna viitoare partea cealaltă. Da, săptămâna viitoare partea cealaltă. Foarte bine. Da, de apuc să vin. Asta și atunci. Așa. Aia o lăsăm neatinsă. Da. Deci arată frumos, nu trebuie umblat la ei zilnic. Teoretic, eu zic ală, cu cât umbli mai puțin la ei, înseamnă că e o familie sănătoasă, deci e... Cu cât mai puțin umblă apicultorul, cu atâta îi mai bine. Ți-am zis că nu-i bună idee punga, dar o să o lucreze, da. Deci eu nu pun la pungă, pun direct în hrănitor. Vă doresc toate cele bune și spor la toate.